Și s-a lăudat. Pentru că ce folos să fii înviat dacă nu s-ar fi arătat? Pentru că nimeni n-a văzut învierea. Învierea, cum ziceau părinții bisericii, stă în taina lui Dumnezeu. Dar pe Hristosul cel înviat, mulți l-au văzut. S-a arătat Domnul nu doar la cei 11, dacă nu scădem pe Iuda, la grupul acela restrâns, ci potrivit apostolului Pavel, s-a arătat Domnul la 500 de frați, deodată. Scrie în Corinteni. La 500 odată. Dintre care au mai rămas 120 după înălțare, în așteptarea Domnului. Și iată cum 11 se fac 500, din 500 se fac 120 și aceștia sunt în odaia de sus, cum citim în Fapte, în capitolul 1, apoi în capitolul 2, când se pogoară Duhul Sfânt la 50-ime. Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Iată-ne din nou împreună. Glorie Domnului! Îngăduiți-mi înainte să citesc ceva din Evanghelia după Ioan și să țin predica. Îngăduiți-mi să fac o introducere un pic mai lungă, dar cred eu interesantă. Interesant. Se spune de obicei că evreii, și asta pe baza Vechiului Testament, evident, aveau 7 sărbători anuale. Și dacă le numeri, cam 7 îți ies, potrivit Leviticul. Dar dintre acestea 7, au rămas 3. Adică, 3 s-au evidențiat ca fiind cele mai importante. Și acestea 3 sărbători, pe care vi le prezint în introducere, foarte pe scurt, aceste 3 sărbători se mai numesc sărbători de pelerinaj. Pentru că doar la aceste sărbători, din toate colțurile lumii, porneau evrei, care doreau, sigur, porneau evrei spre, ziceți, Ierusalim. Și așteptau, an după an, câtă vreme erau tineri sau relativ sănătoși, așteptau și parcă tot anul evreul trăia, oriunde ar fi locuit, el trăia cu așteptarea că urcă la Ierusalim. Încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. De 3 ori. Dacă nu putea de 3 ori, atunci urca o dată. Măcar la Paște. Iar aceste sărbători, dragii mei, sunt sărbătoarea azimilor, cunoscută mai mult ca sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea săptămânilor și sărbătoarea corturii sau a colibelor. Aceste 3 sărbători, prezentate într-o sinteză, cum am să fac eu acum, dragii mei, o să vedeți ce frumos se leagă una de cealaltă. Și dacă ne uităm undeva în Deuteronom, mi se pare în capitolul 16, nu citim, dar undeva în Deuteronom, aceste 3 sărbători sunt puse în același paragraf. Și cumva sunt aduse înaintea poporului ca să fie ținute cu strictețe și poporul să se adune la Ierusalim în aceste 3 ocazii. Aceste 3 sărbători, dragii mei, aveau legătură cu cele 3 recolte ale anului și cu cele 3 anotimpuri principale ale evreilor. Să ținem minte. De exemplu, sărbătoarea azimilor are legătură cu primăvara. Un anumit moment din primăvară. Sărbătoarea cinzecimii sau a săptămânilor are legătură cu vara, mai concret ar fi cu începutul verii. Iar sărbătoarea ultima a corturilor are legătură cu toamna, mai bine zis cum ar fi la noi, începutul toamnei. Anul agricol îl folosește Dumnezeu tocmai ca să instituie pentru ei aceste 3 sărbători și ei să se lege de momentele acestea din an și momentele astea importante a celor 3 recolte, o să vedem și ce se recolta, ei să vină în sărbătoare, să-și primenească inima, să vină înaintea lui Dumnezeu, să se adune împreună. Le luăm pe rând. Azimile, cum știm cu însemnătatea lor, cu instituirea lor, atunci, în noaptea aceea, nu, a Pesacului, ei izbăvirii din Egipt, momentul acela când ceilalți, întâiul născut a familiei,
egiptenilor, nu? Mureau uciși sub pedeapsa lui Dumnezeu, iar ei cu mielul, cu sângele care era pus pe ușorii ușii, scăpau și trecea îngerul morții, știm cum s-a instituit. Dar cum ziceam, azimile, sărbătoarea de primăvară sau Paștele, avea legătură cu prima recoltă a anului, care era recolta de orz. Orzul. Și întotdeauna când vă gândiți la Paști, la azim, sărbătoarea azimilor, ne gândim la orz. Se recolta orzul, de altfel foarte important, o vreme trăiau aproape numai cu orz, și dintre felurile de pâine care se făceau la evrei, chiar și în timpul Domnului Iisus, pâinea de orz era pâinea oamenilor obișnuiți, pâinea majorității oamenilor. Dacă noi ne imaginăm că ei mâncau pe atunci pâine din aceasta crescută, mare și albă și așa, ne înșelăm. Pâinea lor era precară, era din orz, iar din orz se face greu pâine. O pâine aspectoasă, foarte gustoasă, foarte, poate mă desălătuză. Și orzul era așadar cereala care se culegea, se recolta atunci, iar ei făceau acele azime cu excluderea drojdiei, pentru că azimile acestea aduceau aminte de azimile Egiptului. Și de aceea sărbătoarea azimilor dorea să celebreze, să aducă aminte exodul. Faptul că cu mână puternică, cum Domnul zicea prin profeți, te-a izbăvit Dumnezeu pe tine, popor al lui Dumnezeu, te-a scos din Egipt ca să te ducă în țara promisă. Noi avem, sigur, această sărbătoare la Euharistie, la împărtășire, cum zice Apostolul Pavel, și Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și noi, cu azimile curăției, vedeți din nou cum apare ideea de azimă, de evitare, de ocolire, de dare la o parte a drojdiei. Și atunci, ca o recapitulare, azimile au legătură cu primăvara, cu orzul, și au legătură ca semnificație cu exodul. O dată pe an își aduceau aminte prin texte, cântări, cuvântări și tot ce se întâmpla, durea, fiecare sărbătoare durea 7 zile, o săptămână, își aduceau aminte de izbăvirea din Egipt. Fiecare dintre noi a avut exodul lui, adică ieșirea din Egipt și strămutarea Canaan. Canaanul nu e acela ceresc, la Ierusalimul ceresc. Canaanul, ca simbolistică, este starea noastră nouă, zidirea noastră nouă în Hristos. Cele vechi s-au dus. Și toate lucrurile s-au făcut cu noi. Să ne amintim în această seară fiecare cu drag și cu recunoștință de propriul exod, când ne-a scos Dumnezeu din Egiptul păcatului, a patimilor, a neliniștii, a spaimelor, din negura aceea, din întunericul acela. Și dacă vreunul dintre noi simte că încă este acolo, să-L izbăvească Dumnezeu. Amin. Și pentru cei care nu sunt cu noi, dar sunt încă în Egipt, să le audă Domnul gemetele, momentele lor de sinceritate și să-i scoată Dumnezeu cu braț puternic. Toți am fost în Egipt. Niciunul n-are voie să uite că a fost acolo. Și când îți vine să te dai mare, când îți vine să ți se pară că ai vreun merit, adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Sărbătoarea Paștelui pentru evrei era sărbătoarea smeririi. Sărbătoarea privirii în urmă. Uită-te, cum zicea profetul, spre gaura gropii de unde ai fost scos. Pentru evrei ca națiune, a ține Paștele cum se cuvine, a mâncat din nou azimi, a mâncat precar. A mâncat pe fugă, cum se mânca în noaptea aceea, nu? Pe fugă. Paștele s-a făcut pe fugă, pe grabă, pe repede înainte. Pentru evrei însemna, n-am voie să judec nicio altă națiune, niciun alt popor, pentru că și noi am fost în Egipt, pentru că sclavi am fost cu toții într-o sclavie a păcatului, dar ne-a eliberat Hristos și eliberarea înseamnă tocmai izbăvirea de tine însuți, de patimile tale, de neputințele tale, căci mare e puterea lui Dumnezeu. Să celebrăm și noi seara aceasta, măcar din cuvinte, din trăire, din predică, din rostire, să celebrăm exodul pe care ne-l-a făcut Hristos. Slăviți să fie El. Apoi, a doua sărbătoare, în această ordine, este aceea din vară, la începutul verii, adică sărbătoarea aceasta, dragii mei, a celor 50 de zile, de unde vine numele de
de cincizecime sau celor șapte săptămâni, da? Se mai numește și sărbătoarea săptămânilor. Ei bine, dacă a doua sărbătoare este la începutul verii, trebuie să știm că are legătură cu alte cereale care se recoltau atunci în programul agricol al Palestinei. Ei bine, ei la începutul verii recoltau deja producția de grâu. Și după orz vine grâul. De obicei, cantități mari de grâu. Și faptul acesta face ca elementul principal pe care îl consumau evreii la cincizecime să nu mai fie pâinea nedospită. Azi mai a rămas în urmă. Acum, din grâu, se făcea pâine, oare cine intuiește ce vreau să spun? Pâine albă, dar a fost nedospită, asta cum e? Cum? Dospită. Crescută. Mare. Una mai mare decât alta. Concurs de pâine. Cealaltă pâine era o pâine precară. Știți ce zic precară? Mică, necrescută. Pe care o mănânci, că trebuie să o mănânci. Pâinea aceasta, care abundă la sărbătoarea cincizecimii, sigur, alături de anumite verdețuri, anumite totul e acompaniat de un fel de garnitură. Dar elementul principal este pâinea. Și dacă la sărbătoarea dinainte trebuia interzisă drojdia, acum drojdia este la mare cinste. Și pâinea aceasta dospită e în raport cu ce a fost în sărbătoarea trecută, un fel de prăjitură, înțelegeți, un fel de ospăț după o perioadă sărăcăcioasă. Consumul, se spune în istoria evreilor, consumul de pâine dospită, veselia cu care se consuma, bucuria de la sărbătoarea cincizecimii sau a săptămânilor, era dată tocmai de această abundență a mâncării, a ospățului, a bucuriei. Este ca și cum am ieșit din sărăcie, am ieșit din Egipt și iată-ne, și acum vom spune semnificația și pentru cincizecime, semnificația pentru evrei. Și iată-ne unde. Dacă azi mi iau legătură cu Exodul, atunci oare cincizecimea cu ce are legătură? Ce evocă? Ce eveniment din viața poporului evreu evocă cincizecimea? În curând vom avea sărbătoarea cincizecimii. Și asta e bine să reținem și să repunem înaintea oamenilor imagine. Oare ce evocă cincizecimea? Un alt moment semnificativ din istoria poporului evreu. Nu intrare, înainte de intrare. Sărbătorile, de fapt, nici nu ajung la intrare. Cincizecimea, notați, vă rog, evocă darea legii la Sinai. Sinai. Primele roade ale grâului, primele roade ale Duhului, ale legii, ale revelației pe Sinai. Și textele pe care evreii le citeau și le-au tot rafinat de-a lungul anilor, fragmentele din Noul Testament, în special din profeți, vezi Ioel, de unde citează de altfel, știți bine, și Petru în ziua cincizecimii. Toate textele care au legătură cu Duhul, cu turnarea, coborârea Duhului, cu manifestarea Duhului, cu bogăția aceasta de viață, de revelație, toate acestea erau comasate, erau citite o săptămână întreagă în sărbătoarea aceasta săptămânilor a cincizecimii, care evoca Sinai. Și acum se bucurau de Sinai, se bucurau de o apropiere a lui Dumnezeu, când Dumnezeu coboară pe munte, cum am zice, unde a urcat cine pe munte? Moise. Și cum Dumnezeu întâlnește omul, în cazul ăsta îl cheamă Moise, dar el parcă ne reprezintă pe toți. Dumnezeu întâlnește omul, Dumnezeu înmânează omului revelația, tablele legii. Dumnezeu dă legi, înțelegeți? Este conexia aceasta fără precedent. Cum nu s-a mai întâlnit înainte? Cum izbăviți, aduși în pustie, la vreo 3 luni a fost după trecerea Mării Roșii, a fost momentul Sinai și iată pe Dumnezeu care e atât de aproape și omul atât de sus și Dumnezeu atât de jos. Este ca și cum s-au plecat cerurile. Reținem așadar în sinteză cele 3 elemente. Începutul verii, grâul și Sinai. Dincolo a fost altceva, nu mai repet, știm deja. Dacă fiecare avem Exodul nostru, fiecare cred că avem Sinaiul nostru.
Momentul acela în care după ce ne-am întors și ne-am așezat pe calea cea curată, dreaptă, ne-a dat Dumnezeu revelații personale. A coborât în inima noastră, pe limba noastră, pe mintea noastră fiecăruia. În circunstanțe pe care noi să le înțelegem, și Sinaiul înseamnă că l-ai simțit pe Domnul ca o confirmare, că bine ai făcut că ai ieșit, bine ai făcut că te-ai, da? Te-ai scuturat de tine, ca o confirmare a prezenței lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă am admis că am avut toți exodul, sper să admitem și că am avut toți Sinaiul nostru, revelația noastră, bucuria noastră. Asta se întâmpla la cincizecime. A treia sărbătoare, și cu aceasta ne apropiem de capitolul 7 din Ioan, de unde vom predica. A treia sărbătoare era sărbătoarea corturilor, sau sărbătoarea colibelor, care vine, sau care se mai numește sărbătoarea Sucot. Da? Prima Pesach, nu? A doua cinzecime, a treia sărbătoarea Sucot, care vine de la Sucah, care înseamnă, în traducere, cuvântul ăsta ebraic, înseamnă tufiș. Nu colibă, mai ceva decât colibă. Colibă naturală. Nu te ascunzi într-un tufiș. Aia da colibă. Dacă n-ai timp să-ți o faci, nu mai intri. Aproape ca un animal, știi, intri în tufiș. Sărbătoarea aceasta a corturilor, dragii mei, era la începutul toamnei, cum am zice noi astăzi, să o numim o sărbătoare de toamnă, și avea legătură cu recolta data aceasta nu a unei cereale, cerealele deja s-au recoltat, orzul și apoi grâul. Și acum, în sfârșit, se recoltau fructele. Sigur, de multe feluri. Dar, dintre fructe, s-a ales un fruct care să fie cumva un simbol al tuturor fructelor. Iar fructul acesta era, nu? Strugul. Și la sărbătoarea aceasta a corturilor, când ei se duceau o săptămână și locuiau în corturi, în colibe improvizate, ei care își părăseau locuințele, unele luxoase pentru vremea aceea, ei care veneau de pe tot mapamondul evreii și își autoimpuneau, că îți autoimpui să locuiești în cort, să locuiești precar, fără condiții, să te chinui. Da? Pentru că de la condiții și comoditate să locuiești o săptămână, e un chin. Că te duc undeva în vârful muntelui să nu-ți lasi nimic, ci să stai într-un tufiș. Nu va fi simplu după o săptămână. Sper să te mai găsesc. Te bucur că supraviețuiești. Și prin această asumare, da? Asumare interesantă, da? A locuirii în corturi, ei se bucurau de fructe. Se bucurau de struguri și de celelalte. De aceea, sărbătoarea aceasta a corturilor, a colibelor, avea un paradox în ea. Pe de o parte, locuim în corturi, dar ne bucurăm de pâine, ne bucurăm de hrană, ne bucurăm de fructe din belșug, ne bucurăm de struguri din belșug și ei se bucurau chiar de rodul strugurilor, de vin, mult întoit cu apă. Și ne bucurăm și este o sărbătoare a bucuriei, da? A entuziasmului, a exuberanțe. Și iată că avem începutul toamnei, avem strugurele. Și acum, ultima întrebare. Oare ce evoca sărbătoarea corturilor? Am zis că primele două, prima evoca exodul, a doua Sinaiul. Dar cortul, colibe, ce evoca? Să nu spuneți Canaanul, că în Canaan și-au făcut casă. Nu putea să evoce Canaanul. Evoca? Ce-au făcut ei 40 de ani? Unde au trăit? În pustie. Adică în corturi. În locuințe improvizate. Și atunci, ca să zicem într-un singur cuvânt, sărbătoarea corturilor avea legătură cu pustia. Și evocau pustia. Evreii așadar, de 3 ori pe an, Dumnezeu a avut grijă pentru că El a instituit toate acestea. Evreii de 3 ori pe an erau obligați, trebuiau să-și aducă aminte de aceste 3 momente semnificative din istoria lor. Exod, Sinai și pustie.
Să nu le uite pe acestea trei. Iar dacă nu le vor uita, atenție, nu le vor uita pe Dumnezeu. Pentru că nimeni nu ține minte pe Dumnezeu, pur și simplu, pentru că nimeni nu l-a văzut. Dar când spun că Dumnezeul pe care ți-l descriu te-a scos, a coborât la tine pe muntele Sinai, te-a păzit într-o călătorie prin pustie, vreme de 40 de ani, a avut mâna asupra ta, te-a călăuzit ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc. Dacă îți voi vorbi despre Dumnezeul care te-a izbăvit, Dumnezeul care ți-a vorbit pe Sinai, Dumnezeul care te-a păzit în pustie, vei zice, da, ăsta e Dumnezeul meu. Iertați-mi introducerea atât de mult, predica va fi mai scurt. Iertați-mi acest parcurs, dar sper că v-am mers la inimă. Pentru că aceste trei elemente sunt cumva povestea creștină a oricăruia dintre noi. Și noi toți avem și suntem părtași la aceste trei elemente. Și noi toți, până la sfârșitul vieții noastre pe pământ, ne aflăm în pustiu, în deșert, în locuri fără de apă, în locuri potrivnice credinței. Traversăm stări și stări, situații și situații, dureri și dureri, necazuri și alte necazuri, dar celebrăm de fiecare dată, inclusiv în pustiul vieții, prezența și protecția lui Dumnezeu. Căci mare este Dumnezeu. Și acum deschideți împreună cu mine, nu vom citi decât selectiv, la Ioan capitolul 7, unde Domnul Iisus Hristos îl găsim în trei ipostaze, în trei secvențe, la aceeași sărbătoare. Priviți împreună cu mine la versetul 1. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al cui? Al corpurilor. Era aproape. Ați înțeles de ce v-am făcut toată prezentarea? Că aici e vorba de praznicul corturilor, de sărbătoarea corturilor, era aproape. Și apoi zice că în contextul acela frații lui i-au zis: pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, ci caută să fie cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Apoi nu vă mai citesc, vă povestesc prima secvență, primele 13 versete. Cine vrea să noteze, e prima secvență din acest capitol lung, de peste 50 de versete. Și în primele 13 versete, avem această discuție între Iisus și frații lui. Și frații lui spun: du-te și arată-te, nu te ascunde. De ce ai fugit din Iudeia? Întoarce. Cum pleci din Iudeia? Ăsta e sensul. Câte vreme Ierusalimul stă să înceapă sărbătoarea, care durează 7 zile. Sărbătoarea care? A corturilor. Care împlinește celelalte două sărbători. Cum pleci de la sărbătoare? Sărbătoarea e o ocazie bună ca să te arăți, ca să te afișezi, ca să te vadă cât mai mulți oameni, zic ei, și logica lor, omenește vorbind, e corectă. Du-te acolo, da? Și fă minunile acolo. Fă minuni în mijlocul sărbătorii. Fă minuni când e lume mai multă, nu când e mai puțin. Dumneavoastră, cum vă place? Când e lume mai multă sau când e mai puțin? Nu trebuie să răspundeți. Oricum răspundeți în greșit. Că uneori ne place așa, uneori ne place așa. Mai bine nu răspunde. Dar logica de aici, prima secvență este: du-te în mijlocul oamenilor. Du-te unde se adună mulțimea o dată pe an, de trei ori pe an. Acum e momentul minunilor. Domnul Iisus le răspunde spunându-le: vouă întotdeauna vă este prielnică vremea, dar mie încă nu mi-a venit ceasul. Ei, frații lui, s-au urcat la Ierusalim, la praznicul acesta, cum spune textul, iar după ce frații lui au plecat, citim asta undeva în versetul 10, zice că Iisus s-a suit și el. Chiar în ziua de început a praznicului, de aceea, din cele 7 zile, putem spune că primele 13 versete au de legătură cu ziua întâi a praznicului. Ziua întâi. Și Iisus s-a suit și el, dar zice că s-a suit pe ascuns, să nu se arate lumii, fără să intre în văzul lumii. Acest detaliu, dragii mei, aș vrea să-l surprindem, pentru că predica mea are trei idei și aceasta de
deja e prima idee. Prin aceste trei secvențe, prin comportamentul lui Iisus, cum îl vom vedea, să știți că așa intră Domnul în viața unui om. În ritmul acesta, în etapele acestea. Și prima etapă se numește simplu prezența. Prezența lui Iisus la praznic, dar nu știe aproape nimeni că este acolo. Se aude ceva, nu se știe dacă e adevărat. Și se iscă o discuție, cum vedem undeva în versetul 12, unde spune că unii ziceau, este un om bun, alții ziceau, nu, ci duce oamenii în rătăcire. Și spune că totuși de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre el pe față, ci vorbea cum? În spate, adică pe ascuns. Imaginea aceasta doresc să vă las. E o imagine nepopulară, e o imagine care apare rar în Evanghelie. De obicei, Domnul ori se duce și e văzut că s-a dus, ori nu se duce. Dar aici Domnul se duce și se ascunde. Și nu se afișează. Nu se amestecă cu mulțimea în prima zi. Doar este acolo. Și pentru că nu se știe sigur că este sau nu este, oamenii au păreri împărțite. Unii zic, e un om bun, chiar dacă nu-l vedem pe aici acum. Alții spun, nu, e un înșelător, auzi, înșelător, duce oamenii în rătăcire. Oamenii au păreri și păreri. Oamenii rămân în expectativă. Oamenii simt că el este în preajmă, dar nu-l pot vedea, nu-l pot auzi, pentru că el se ascunde și este doar prezență. Știți ce zic? Prezență, dar fără să rostească, fără să se vadă, fără să vină peste oameni. Știu că nu mi se pare spectaculos mers această primă parte, dar eu cred, am văzut asta la mine și la atâția alții, că atunci când Domnul se apropie de un om și omul îi deschide inima, prima perioadă, primul impact al lui Dumnezeu nu este spectaculos, ci este o simplă prezență. Omul nu știe bine să explice, nici nu știe bine ce simte. N-ați trecut prin asta la începuturi? Nici nu știe bine dacă e pe cale sau nu e pe cale, dacă sunt cu Domnul, dacă nu sunt. Mă înțelegeți? Dacă acesta e Domnul sau nu e acesta. Și omul e într-un fel de nesiguranță, omul e ca și un copil care încă e mic și începe să meargă, să vorbească. Ar vrea să ne bucurăm de Hristos, că nu dă buzna în viața nimănui. Și cu atâta respect, cu atâta delicatețe, cu discreție, dacă vreți, pe limba fiecăruia, stilul fiecăruia, în împrejurările fiecăruia, Domnul pășește cu delicatețe în viața omului, a cărui om, a oricărui om care își deschide inima. Dacă vezi o asemenea prezență, încă diafană, știți ca o lumină diafană, știți, nu puternică, nu un reflector care te orbește, da? Nu soarele care te orbește, lumină de lună, luna nu te orbește, te poți uita. Dacă vezi în viața cuiva drag o asemenea prezență, dar care nu a produs încă rezultate spectaculoase, omul nu e sigur. Omul discută cu mare reținere, ba chiar are îndoieli, ba chiar are dileme, pentru că aici Domnul, prin faptul că nu se arată, stârnește mai multe, cum să numim, suspiciuni, prejudecăți. Și dacă întâlnești pe cineva care se află în starea aceasta, nu-l judeca, nu-l anula. Asta e învățătura practică. Nu-l anula. Nu te grăbi să tragi concluzii. Zice Scriptura, nu judecați nimic înainte de vreme. Dacă vezi o mișcare a sufletului lui, fie cât de mică și nesigură, tu bucură-te. Aia e prezența lui Dumnezeu în viața lui. Am câțiva amici care în perioada aceasta trec prin această mișcare a sufletului. Iar eu, atâta grijă numai am, atâta e grija mea, să nu cumva să stric. Să nu mă duc cu prea multă predică peste ei. Să nu-i bombardez cu multe versete, că la un moment dat să nu le mai trebuiască niciun miră, dau multe și apoi le aruncă toate. Înțelegeți? Să nu îi bag în tipare imediat, știi? În tiparele mele, ale mele, fiecare tiparele lui. Și să mi se pară că așa trebuie. Pentru că primul impact al lui Dumnezeu în viața omului, impactul normal, firesc, care va da doade mai târziu, este un impact nevăzut, neștiut, diafan. Nici nu știi, este Domnul sau nu este, știi? Se arată sau nu se arată? El a fost sau mi s-a părut? E o coincidență sau e o minune, știi? Și omul trece prin această perioadă. Vreau să vă întreb, ați trecut la începutul vieții de credință prin așa ceva? Normal ar fi fost că toți să fi trecut.
Încă ei nu știi să mai pășești, să nu mai pășești. Nici nu știi, aproape nu știi nimic. Dar îți place, e o stare de bine, e un fel de primăvară a sufletului, e o adiere. Prezența lui Dumnezeu, ca o adiere. Când Domnul se arată în felul ăsta ca la praznic în ziua întâi, fără să spună nimic, să facă nicio minune, Domnul respectă voința omului, adică îi dă omului timp ca să-și deschidă mai mult inima, să pășească mai în siguranță, îi dă timp. Noi suntem uneori mai drastici decât Dumnezeu și nu dăm la oameni ce? Timp. Și știți de ce nu le dăm timp? Cumva avem și noi dreptate. Noi nu le dăm timp pentru că noi nu avem timp, că la noi viața e scurtă la oricare. Și atunci Dumnezeu își permite să dea mult timp, că El este veșnic și are de unde să dea timp. Noi nu avem. Noi am vrea ca toate convertirile care noi ni le dorim, ca toate schimbările vieții oamenilor să le facă Domnul, dar nu numai să le facă, să le facă în timpul vieții noastre. În timpul vieții mele. Eu aș vrea ca la sfârșitul vieții, care mi-o doresc să fie cât mai încolo, să se bifeze toată lista aceea, să o am bifată, că Domnul a lucrat și acolo, și acolo, și acolo, a lucrat vizibil, adică clar, adică se vede, se probează. Toate le-aș trage în timpul vieții mele. Nu dau omului timp. Am tendința să ard etapele. Am tendința uneori să spun și o fac unor cu o anumită răutate, cu o anumită răutate, exigență care nu-i de la Dumnezeu, să spun că nu-i nimic, că dacă nu se vede, nu-i nimic, că dacă nu-i, da, ceva spectaculos, nu-i nimic. Și să stric o sămânță, să stric un început, să suflu într-un fibril care încă mai fumegă, să rup o trestie care este cum frântă, de să rup de tot. Să ne dea Dumnezeu multă răbdare și înțelepciune. Să avem răbdare cu noi, să avem răbdare cu copiii noștri, să avem răbdare cu cei dragi, să avem răbdare cu cei pe care îi evangelizăm și au fost atinși emoțional, dar ei nu au început totul. Și încep să vină, să fie printre noi, să le dăm timp, să zâmbim, să avem răbdare, să ne rugăm și să credem că prezența aceea lui Dumnezeu, încă nevăzută, încă neclară, va lucra în inima aceea, va lucra în viața aceea. Și v-am zis asta ca o mare încurajare. Hristos începe lucrarea în mulți. Și cum zice Apostolul Pavel, aici chiar se potrivește versetul acela și sunt convins că cel care a început în voi această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. Auzi cum zice, în ziua venirii lui Hristos. Auzi, nu în ziua morții mele, ci în ziua cui? Venirii lui Hristos. Pentru că scara la care lucrează Dumnezeu este istoria întreagă. Nu viața unui om, oricine ar fi omul acela. Iar dacă aveți prieteni dragi care încă n-au parte nici de prima mișcare și pentru ei se suie Domnul la praznic, la praznicul vieții și să fie Domnul o prezență pentru ei. A doua secvență, dragii mei, este de la versetul 14 la 36. Evident că nu vom citi. Ceea ce ne interesează este că versetul 14 deja ne spune care e momentul acelui discurs a Domnului. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu. Și aici deja jumătatea praznicului înseamnă aproximativ ziua numărul 4. Că dacă avem ziua 1, avem ziua 4 și apoi o să avem ziua 7, adică în ziua ultimă, cea mai importantă a praznicului. Aici avem ziua 4, când Domnul, după ce câteva zile nu s-a arătat la față, nu a fost o prezență evidentă, Domnul, în ziua 4, uitați ce face, vine în templu, iar templu este inima închinării lui Israel. În templu se întâmplau lucrurile cele mai importante la o sărbătoare. Templu este epicentrul închinării, nu-i așa? Templu. Ei credeau despre templu că nu e doar un loc al jertfelor, unde se aduc jertfele, ci ei mai mult, ei credeau că templu este locul în care se arată Dumnezeu, în care prezența nevăzută a lui Dumnezeu este o realitate. Deci pentru ei templu era mare, pentru că era locul prezenței lui Dumnezeu. Și când romanii în anul 70 au distrus templu și au scos piatră cu piatră, până și temelia au scos-o și au arat cu plugul unde a fost templu, pentru ei n-au plâns după niște ziduri, cum au zis pe cineva că au plâns. Și ele erau valoroase.
Ei când au văzut că templul nu mai e, nu mai e în mintea lor, Dumnezeu nu mai e, că n-are unde să mai vină. Înțelegeți? N-are unde să mai vină. Ori Domnul, la mijlocul sărbătorii, în ziua 4, la cumpăr aceea, intră în templu și o să vă lasă cinci acasă, în citrin, nici nu rugin. Ce spune Domnul în templu? Ce vorbește Domnul despre sine? Ce vorbește Domnul despre Tatăl? Cum Tatăl l-a trimis? Cum ei n-au primit? Și toate acestea continuă, dragii mei, până la versetul 36. Și când ne apropiem de versetul 36, zice că Domnul spune în versetul 33, mai sunt puțină vreme cu voi, apoi mă duc la Cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta, nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta, dacă nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu? Voi nu veți putea fi. Nu e așa că nu prea predicăm din aceste versete. Ne plac versetele cu narațiuni, când cineva fi personaj, se întâmplă. Dar dacă la ziua întâi am pus prezență, la ziua a patra, Iisus în templu, puneți, vă rog, proclamare. Iisus se duce în templu și proclamă. Și proclamă divinitatea Lui, proclamă divinitatea Tatălui, proclamă lucrarea Lui, proclamă împărăția. Proclamă despre apa cea vie, da? Proclamă despre lucrarea mântuitoare, își anunță patimile, încă puțină vreme sunt cu voi, apoi nu voi mai fi, apoi mă veți căuta, nu mă veți găsi. Și toată această proclamare este emoțională și rațională în același timp. Când Domnul își face simțită prezența, de fapt, e cuvânt, e rostire. A doua fază, așadar, în viața omului, când intră Hristos în viața omului, după prezență, este această proclamare când omul începe să priceapă, să lege, să se formeze, să adune cuvânt, să adune conținut, da? Să adune. E a doua fază. Pentru că această a doua fază să realizeze Dumnezeu a mandatat biserica. Și noi, mai ales cei care slujim cu cuvântul, suntem datori să dăm de mâncare, să dăm conținut, să punem conținut ca omul să crească spiritual. De aceea citirea Scripturii, de aceea audierea predicilor, altor materiale, altor cărți, de aceea apropierea cumva, da, de tot ce înseamnă cuvânt al lui Dumnezeu, de aceea a sta pe lângă oameni care știu mai mult, care au experimentat mai mult, care au studiat mai mult decât noi, toată această apropiere mediază cuvântul lui Dumnezeu spre noi. Și sper, dragii mei, cred că toți de aici suntem în faza aceea, am trecut prin faza aceea, în care ne-am hrănit, în care ne-am îmbogățit, pentru că asta face Domnul. La întâi nu sperie pe nimeni. Apoi se ridică și rostește cuvânt de Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că vorbește și astăzi. Numai omul să ia seama. Suntem datori să le spunem oamenilor, nu rămâneți în starea aceea de nesiguranță, de început. Da, Domnul a început în tine o lucrare. Nu rămâi în starea aceea. Ascultă, mai mult dedică-te, mai mult deschide-te, mai mult învață, mai mult citește. Partea asta a doua pune mai mare presiune pe biserică, pe slujitori. Pentru că cumva trebuie să-i determinăm pe oameni. Trebuie să-i morisim pe oameni. Și poate nu atât să le spunem, cât să vadă la noi. Să zic că vreau și eu să fiu așa. Minunat. Hai, te ajut. Îți spun cum am făcut eu. Dragii mei, unii de aici sunt slujitori. Ce bine. Locale, regionale. Dacă ați obosit, puneți-vă din nou în slujba proclamării, în slujba cuvântului, al lui Hristos cuvântul. Și încercați să-i adunați din nou pe oameni. Încercați să faceți lucruri din acelea care conduc spre Hristos. Care mediază prezența lui Hristos, a cuvântului lui Dumnezeu, studiu biblic sau altele asemenea, mă înțelegeți? Altele asemenea. Încercați să faceți recomandări, risipiți-vă. Risipiți-vă. Dacă știm ceva, nu știm numai pentru noi, știm pentru toți. Dacă am aflat ceva, spunem tuturor. Spunem cu atenție, la timpul potrivit, cuvinte potrivite, evident. Dar spunem tuturor. Acum nu mai coboară Domnul să învețe el personal în templu. Acum învață prin biserică, învață prin noi. Ce onoare!
Scripturile și le tâlcuim în mintea oamenilor, înaintea oamenilor. Și Domnul se închizuie pe noi. Ce încredere are Domnul în noi? Ce respect, ce atenție trebuie să acordăm noi? În fine, dragii mei, a șaptea și ultima zi a praznicului, ultima secvență a textului, de la versetul 37 la ultimul verset, pare mi se 53. Priviți cu mine, vă rog, la versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, ne imaginăm ziua 7, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și versetul 39 este cheia. Spunea cuvintele acestea despre cine? Duhul pe care vrea să-L primească cei care vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și în ultima zi a praznicului nu mai avem doar prezență și proclamare, ci auzi ce avem? Promisiune. Prezență, proclamare, promisiune. Și în ultima zi stă în picioare Hristos și strigă mulțimilor, nu doar celor din templu. Cât mai mult să audă, cât mai mult să ia seama. Și Domnul zice, da? Dacă însetează cineva, să vină. Dacă însetează, să bea. Și bând, nu numai că își satură sufletul, dar el devine izvor. Exact cum i-a spus femeii samaritene. Devine izvor de apă vie care se răsfrânge spre ceilalți și ne lămurește așa de frumos Evanghelistul Ioan că izvorul acesta, că referirea aceasta la apă nu era de fapt un simbol, nu știu, simplu, ci era un simbol al Duhului care urma să vină, care urma să împuternicească. Era o promisiune care ține de Duhul. Dragii mei, zicem prezență, zicem proclamare și zicem promisiune. Dar dacă ar fi să punem alte cuvinte în locul acestora, atunci am putea zice, în primul rând, Domnul vine și se întâlnește cu omul. Apoi am putea zice, Domnul îl învață pe om, vezi templu, învățătură, da? Tot ce spune Domnul despre sine, despre Tatăl. Pentru că apoi, cea mai înaltă lucrare care face Dumnezeu cu omul este să-l împuternicească cu Duhul Său cel Sfânt. Să-l umple de Duhul Sfânt. N-am ales întâmplător acest text și această predică, pentru că am vrut să duc lucrurile aici, că în curând o să avem sărbătoarea care a 50-a. Și Domnul duce la praznicul acela, cum avem în Evanghelia după Ioan, așa de plastic, așa de frumos, duce lucrurile spre Duhul, spre puternicire supremă, spre prezența aceasta Duhului în viața omului, care înseamnă cel mai înalt grav nivel de trăire. Vom zice așadar, aplicativ în final, lasă-te mișcat de prezența lui Dumnezeu. Lasă-te mișcat. Nu te teme. Câte vreme Domnul face asta, nu ești în pericol. Lasă-te învățat de Domnul. Dar ține minte și ultima parte. Scopul nu e ăsta scopul final. Scopul final este ca, făcând acestea, tu și eu să ne umplem de Duhul Sfânt. Și să nu mai trăim noi, ci cine să trăiască? Ci Hristos să trăiască în noi. Să ne ajute Dumnezeu. Și acum, cu ajutorul dumneavoastră, ca un exercițiu, ca la studiu biblic, vreau să încheiem împreună. Să nu vi se pară greu. Să nu vi se pară greu. Gândiți-vă la cele trei lucruri care le-am spus despre sărbătoarea corturilor. Toamnă, nu? Ce-am mai spus? Sărbătoarea corturilor. Numai la asta ne gândim a treia. Toamnă, strugure, deci recoltă. Și ce am spus? Semnificația. Pustie. Pustie. Când Domnul Iisus a ridicat și a zis, dacă însetează cineva, să vină la mine. În mintea lui, în mintea ascultătorilor, semnificația aia a treia pe care ați menționat-o, înțelegeți? Era prezentă. Pentru că ei toți, toată săptămâna s-au gândit la pustie, la fără apă, la Moise, dă-ne apă. Știți? Dă-ne apă. Și Moise lovește stânca.
La toată experiența aceea dramatică din pustie, i-au reiterat-o cum făceau de fiecare dată când urcau, nu? La sărbătoare. Și toți aveau deja proaspăt în minte textele care evocau toate acestea, rostindu-le de la templu. Și în momentul acela, în plină pustie, știți ce zic? În plină pustie, a experienței pustiei, Domnul zice, dacă însetează să vină. Și aici apa, nu sunt cuvinte, ci aici apa este Duhul Sfânt. Fie ca în preajma sărbătorii cincizecimii să ne umplem de Duhul. Să ne punem viața ca un vas curat și gol, ca să-L umple Duhul Dumnezeu. Pentru că, dragul meu, unde simțiți și unde ceea ce spun, ce vă spun, îmi spun mie în primul rând, uneori marea problema noastră nu este că nu credem, că nu învățăm de la Domnul, ci marea problema noastră este că suntem neputincioși, suntem slabi, pentru că nu avem în noi Duhul Dumnezeu. Și luptăm cu Duhul nostru, cu inteligența noastră, cu marketingul nostru, mă înțelegeți? Încercăm noi să schimbăm în toate privințele, viața personală, familie, slujire, încercăm cu metode omenești. Să mă iertați că spun asta, eu însumi fac greșeala asta uneori, știi? Adică eu cu mine, eu cu ceilalți, noi, oamenii, și este un lucru omenesc. Nu e rău, dar e omenesc. Fără efect, fără forță. Și uităm că noi, de fapt, în cel mai bun caz, suntem unelte ale Duhului. Și uităm că noi, de fapt, suntem dependenți de Duhul Dumnezeu, de putere. Și voi veți primi, zicea Domnul, putere de unde? De sus. Așteptați să primiți putere. Nu plecați fără putere. Apoi vă duceți și veți fi martori. Pledez așadar pentru plinătatea Duhului Sfânt. Pledez pentru ceea ce Hristos spunea în ultima zi a praznicului. Plând se spune, nu-i suficient că am venit aici eu. Nu-i suficient că m-ați auzit vorbind și ați fost de acord cu mine. Auziți promisiunea. Rămâneți lângă mine. Și vă veți umple de apa cea vie. De apa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să aprindă în noi această dorință. Și până la sărbători și dincolo de sărbători. Să trăim în anturajul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci când cineva nu poate să se izbăvească din patimi, din căderi, din deprimări și deznădejde, noi să invocăm peste el prezența și puterea mai mare, cea mai mare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și să vedeți cum lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Închei prin a vă spune că de câteva ori în viață mi s-a întâmplat, de câteva ori, dar asta nu se poate uita, să mă întâlnesc cu mari oameni ai credinței, acum mă refer la acei oameni mult mai în vârstă decât mine și care au trecut prin mai multe experiențe decât mine cu Dumnezeu și de sfârșit. Și de câteva ori am avut harul să-i întâlnesc, dar nu numai să-i întâlnesc, să-i văd, să stau în preajma lor. Și am stat cât am putut de mult. Vă imaginați, vă rog, oameni în vârstă, cu puțină școală, dar, ca să spun pe scurt, plin de Duh. Știți ce spun? Știți. Ați văzut. Ați fost. Ăștia există în fiecare generație. Dar de obicei trebuie să treci la anumită vârstă, să te dezlegi de multe pământești ca să te poți umple de cele ce vrești. Și am stat în preajma lor și le-am vorbit ca înainte unor duhovnici despre toate dilemele mele, despre bătăliile mele, despre frângerile. Și aproape de fiecare dată, oamenii aceștia pe care vi-am descris, mi-au dat toți aceeași rezoluție, fără să se vorbească între ei. Unii nici nu se cunoșteau. Știți ce mi-au spus prin cuvintele lor simple? La fiecare plângere a mea, la fiecare situație pe care o aduceam înainte, care m-a afectat, ei îmi spuneau, îmi dădeau cam același răspuns. Îmi ziceau, ești slab, ai fost slab. Ați auzit vorba asta? Ai fost slab. Ești într-o perioadă de slăbiciune. Spirituală, să înțelegi. Odată nu mi-a zis unul, n-ai înțeles. Din potrivă, când unul zicea, ai înțeles foarte bine, dar ești slab. Înțelegeți vorba asta. Ai înțeles, dar ești slab. Uneori m-am indignat și n-am fost de acord cu ei, dar am avut curaj să-i contrazic. Unul dintre mari oameni de cultură francezi ne-a lăsat vorba asta. Să țineți minte și asta e frumoasă. Deci, că v-ați zis că n-am avut curaj să-i contrazic. O zis că există oameni în viața ta împotriva cărora nu se cade să ai dreptate.
Să o repet. Există oameni față de care nu se cade să ai dreptate. Chiar dacă tu ai dreptate. Nu se cade. Adică rămâne așa. Și ei mi-au spus, ești slab. Întotdeauna diagnosticul era acesta. Evident că nu-mi convenea, ca la doctor, că nu-ți convine. Ți se pare că poate aparatul e bun. Mă duc la altă parte. Altă analiză. Și de obicei când mergi la al doilea aparat, îl spune mai rău, mai rău. Îți pare rău că te-ai dus. Oamenii aceștia îmi spuneau, e slab. Trebuie, zice, mai multă putere, mai mult Duh. Mai mult Dumnezeu în tine. Tu înțelegi, tu știi, dar ești cum? Slab. Și dacă oamenii aceștia m-au ajutat să mă ridic și chiar m-au ajutat, nu mi-au ținut predică și lecții lungi. Nu mi-au spus ce ar mai trebui să învăț. Au spus, deja ai învățat prea mult. Au spus, mă rog cu tine, postez cu tine. Invocăm peste tine, invoc peste tine puterea Duhului Sfânt. Pentru că de asta ai nevoie. Eu nu spun că dumneavoastră sunteți ca mine. Nu spun. Dar poate toți suntem la fel într-un fel. Și poate că la o întâlnire oricând de aici cu un om ca acela la care nu vă gândiți voi, unde am fost eu, pe talia aceea care simte în Duh mai mult decât trebuie să spună, într-o întâlnire poate la oricare uneori ne-ar putea spune, ești cum? Slab. Tu știi, tu te străduiești, tu ești moral, tu încerci, dar ești slab. Ai nevoie de putere de sus. Ai nevoie din afară să fii ajutat. Știi? Din afară. Putere din afară, nu generată de tine, ci pe care să lucreze prin tine, care să se rășluiască în tine. Și în fine cu asta de el, dacă te simți într-un fel slab, să te întărească Dumnezeu. Amin. Și Duhul Sfânt să-ți umple inima. Amin. Să-ți dea speranță. Să-ți dea nădejde. Să-ți dea autoritate. Problemele nu se vor rezolva toate și dacă se rezolvă din altele, ați văzut că asta e jocul vieții, dar tu să ai putere. Tu să fii stabil. Tu să nu fii bătut de vânturi încoace și încolo, dar mânat de orice val, de orice vânt de învățătură, vorba apostolului. Nu! Tu rămâi ferm. Tu rămâi stabil. Ține minte ce ne-au spus mie oamenii aceia. Ești slab. Nu știu ce s-a întâmplat cu tine, frate, că ești slab. Dacă așa gândești. Dacă cu așa ceva te luți, ești slab, ești în pericol, n-ai căzut. Alții au căzut. Dar faptul că astea te bântui, ce-i prepovestea mea, ești slab. Ei s-au rugat cu mine. Încerc să am mereu astfel de oameni în viața mea. Nu mă întâlnesc vizibil, evident. Dar încerc să am și am. Am. Ei s-au rugat cu mine și eu spun ceva cu care nu trebuie să fiți de acord, dar vă las ca să meditați. Eu cred că nu numai Dumnezeu mi-a dat mie putere, dar eu cred că și din puterea lor a venit ceva peste mine, a acelor oameni. Din puterea lor. Din Duhul lor. Știți cum zic? Asta nu se poate măsura, nu pot să vă fac de semn. Din pacea lor, din stabilitatea lor, din, mă înțelegeți? Ceva de pe ei parcă s-a luat pe mine ca o lipsire din aia. Vă las gândul acesta. Da, Domnul ne binecuvintează. Dar uneori, parcă ne binecuvintează prin oameni. Oameni care sunt mai neînvățați ca noi. Oameni care sunt mai în vârstă ca noi. Care sunt mai neputincioși decât noi. Oameni spre care privești și ușor poți să-i dai la o parte. Dar în spate se ascunde o putere, o trăire. Să ne ajute Dumnezeu. Să ajungem